Hello, salutare, salutare și bine v-am regăsit! Azi vreau să vă prezint care este make-up-ul meu de zi cu zi, un machiaj la care apelez în fiecare zi, atunci când nu am shooting-uri sau nu filmez sau nu fac alte lucruri decât cele normale, gen mergi la cumpărături, mergi la școală, mergi undeva și îți faci treburile. Este un make-up foarte finuț, zic eu, foarte simplu de realizat și am primit foarte multe întrebări de la voi legate de cum am realizat acel make-up. Drept urmare, am zis că haideți să vă arăt care sunt produsele pe care le folosesc și cum realizez eu acest make-up de zi cu zi. Pentru început, trebuie să vă spun că mi-am dat deja cu un strat de fond de ten pe față. Am folosit fondul de ten de la Estée Lauder. Nuanța mea este 2C1 Pure Beige. L-am aplicat frumos pe toată fața cu ajutorul unei pensule care este puțin murdară de la Sephora. Numărul 10. Este o pensulă plată care se aplică, cu care se aplică foarte ușor fondul de ten. După ce am aplicat fondul de ten, urmează să aplicăm concealerul. În momentul de față îl folosesc pe cel de la MAC Pro Longwear numărul NC20 și cu ajutorul acestui Beauty Blender o să îl pun unde am nevoie, adică pe ceacră. Blenduim! Nu arătăm ca niște atome. Sper că puteți să vedeți ce fac eu aici, că oglinda este în partea asta, poate ar trebui să duc mai așa. Oricum nu e mare filozofie, pun un pic și aici, sub sprâncene, să mai deschidem puțin, deasupra sprâncenelor. Nu prea fac contouring, pentru machiajul de zi cu zi contouringul este foarte soft. Pe scurt, eu folosesc concealerul în locurile în care mi se pare că este mai întunecată fața, astfel încât să le luminez puțin. De exemplu, acum am folosit la nivelul acesta, adică să ascund cearcănele. Am pus puțin și sub sprâncene ca să lumineze puțin sprâncenele și puțin aici în interiorul, în colțul intern al ochiului, ca să lumineze puțin privirea. După ce am pus fondul de ten și concealerul, o să pudrez bine, o să fixez fondul de ten și concealerul cu această pudră translucidă de la Yves Saint Laurent. Sper că așa se pronunță. Cu această pensulă de la MAC, care este 126SE, cu partea neagră, voi lua puțin produs. Deci voi fixa în primul și în primul rând concealerul de sub ochi, pentru că aceste pliuri micuțe de sub ochi fac ca produsul să se strângă foarte repede, astfel încât este nevoie să vin rapid cu pudră și să nu las produsul să se strângă și să se facă urât. Nu pudrez foarte mult, doar puțin, puțin, astfel încât atunci când pun mâna pe față să nu simt că este ușor umedă sau rece fața. În momentul în care simt că este totul uscat și nu mai este nimic lipicios, este ok, putem continua. Înainte să trecem mai departe, trebuie să vă spun că eu de obicei mi-aleg concealerul cu o nuanță mai deschisă decât fondul de ten. La timpul verii, de obicei folosesc un fond de ten cu o nuanță mai închisă, astfel încât și concealerul va fi cu o nuanță mai închisă. Dar tot timpul între concealer și fond de ten va fi diferență de o nuanță, iar cel din urmă va fi mai deschis decât fondul de ten, ca să poată să lumineze zonele care au probleme. Trecând mai departe, urmează să lucrăm puțin zona ochi. O să încep cu această paletă de la Sephora, care arată de zile mari, se vede că este folosită. O să aleg o nuanță deschisă pe care am să aplic pe tot ochiul. De obicei folosesc această nuanță, se vede foarte bine că este utilizată. Deschide puțin, după cum bine vedeți diferența. Puteți să folosiți orice bej aveți acasă, orice crem deschis, orice nuanță din aceasta de deschis, să deschideți puțin privirea. Cum am spus, pentru un machiaj de zi nu fac nu știu ce chestii complicate, voi folosi doar două nuanțe, respectiv aceasta aici, nu știu cum se numește, este din această paletă pe care o găsiți la Sephora și o nuanță mai închisă pe care o voi folosi din paleta de contouring pe care o am de la Zoeva și pe care v-am făcut-o și vouă cadou într-un clip anterior. Îmi place foarte mult această nuanță și această nuanță, cum arată atât pe față la contouring cât și pe pliul ochiului, așa că voi folosi aceste două nuanțe. Eu mă joc foarte mult cu paletele, nu folosesc neapărat paleta pentru ochi, doar pentru
ochi sau paleta pentru contouring doar pentru contouring. Dacă îmi plac nuanțele pe care le găsesc în paleta de contouring, cu siguranță le voi folosi și pentru ochi. De ce nu? De obicei, tot timpul încep să aplic culoarea mai deschisă și în acest caz va fi aceasta. Are puțin SIDF. Nu sunt adepta SIDF-ului, însă câteodată simt că ar arăta bine și în cantități foarte puține cred că arată chiar fain. Dacă e și puțin bronzată, cred că merge minunat. Scuturăm pensula, da? Să nu punem prea mult produs. Și o să aplic exact în colțul intern al ochiului. Atât. Vedem cum se vede și voi. Nu am mai filmat tutoriale de make-up și sper să vă placă chestia asta pe care o fac acum și dacă vă place, aștept să-mi scrieți un comentariu mai jos și să-mi spuneți: Iulia, go ahead, mai fă că ne plac, pentru că sunt curioasă de feedback-ul vostru. Deci am făcut ochiul acesta, facem și ochiul acesta. Eu am extensii de gene și pentru mine este puțin mai greu să mă machiez, pentru că mereu cade fard pe extensiile de gene. Însă nu este problemă pentru că am un salvator. Pe timp de vară îmi place să abordez un machiaj cât se poate de natural, cu culori deschise. Dacă sunt puțin sidefate, este foarte ok. Și de când am extensiile de gene, nu mai folosesc eyeliner sau rimel, așa că fac doar puțină umbră la ochi și puțină lumină și sunt gata. Și voi lua această nuanță și o voi pune exact în partea exterioară a pleoapei. Voi face așa o umbră micuță. După ce am pus produsul, curăț puțin surplusul de produs de pe pensulă și blenduiesc. Ce cuvânt, blenduiesc? Nu-mi place să se vadă nicio umbră prea brută pe fața mea. Urmează să punem produs și pe al doilea. Pornesc din colțul exterior și vin până pe la jumătatea ochiului. Pun puțină nuanță de acest fel. Uneori, dacă simt nevoia, mai pun puțin produs acesta sau acesta sub ochi, aici. Am terminat cu machiajul ochilor. Urmează să aranjez puțin sprâncenele și folosindu-mă de acest instrument minune, voi pieptăna puțin sprâncenele. După cum vedeți, sprâncenele mele sunt deja destul de închise, am fire destule pentru toată lumea, așa că nu voi insista prea mult pe ele, voi umple doar golurile, care sunt și ele destul de puține. Pentru sprâncene folosesc produse de la Nice Brows. Gata sprâncenele, gata ochii. V-am spus că eu am extensii de gene, lucru care mă ajută și mi ușurează viața foarte, foarte mult, pentru că nu mai trebuie să mă dau cu rimel. Și timpul în care mă machiez este foarte mult scurtat, pentru că nu mai stau să mă tot rimelez, să mă tot fac cu apuțul aparat. Împeriu puțin genele ca să cadă tot fazul. Extensiile mele de gene sunt puse de cei de la Extreme Lashes. Am făcut și un clip despre cum le aplic, despre cum le îngrijesc. Găsiți link-uri undeva pe aici. Probabil că dacă nu aș avea extensiile de gene, atunci aș trage așa o liniuță de tuș negru, o codiță din aceea, însă dacă am extensii de gene, nu simt nevoia să mai pun altceva. Deci, din păcate, am uitat să, mă rog, am apăsat sau nu știu ce s-a întâmplat pe butonul de rec atunci când mi-am făcut contouring-ul și tot timpul pățesc chestia asta, îmi pare foarte rău, însă v-am prezentat cum îmi fac eu contouring-ul într-un clip anterior în care v-am și făcut cadou produsul pe care îl folosesc eu pentru contouring. Vă mai spun încă o dată pentru că, da, am uitat să apăs rec. Folosesc această pensulă de la Real Techniques Sculpting Brush. Cu partea aceasta mai ascuțită voi lua produs și îl voi aplica în zona în care vreau să creez umbră. Iar la final voi veni cu această pensulă și voi lua acest produs și îl vom aplica deasupra pomenților ca să iluminăm puțin. La buze am folosit două rujuri de la Kat Von D. Sunt așa mai roz puțin. Le-am combinat, am pus prima oară un strat mai închis și apoi am venit cu această nuanță mai deschisă și am pus puțin. După ce am finisat machiajul, urmează să fixăm machiajul. Eu îl fixez cu apă termală de la Avène. Cred că este safe să-mi desfac și părul.
legat de păr și un truc de volum pe care îl folosesc și la care apelez eu, este să îmi prind seara, noaptea, înainte să mă culc, părul într-o coadă, aici sus în vârful capului, și să dorm așa cu el, iar dimineața când mă trezesc și îmi desfac părul, mi se pare că prinde un volum foarte, foarte frumos. And I am ready to go! Deci bun, cam atât a fost, cam asta este machiajul pe care îl fac eu zi de zi, aproape. Este un machiaj de zi la care apelez, unor mai mult, altor mai puțin. Cam acestea sunt produsele pe care le folosesc aproape zi de zi. Sigur că da, uneori simt nevoia să pun mai mult machiaj, alteori simt nevoia să nu pun deloc sau poate mai puțin. Până una alta, dacă v-a plăcut acest clip, aștept să-mi lăsați comentarii mai jos, să-mi spuneți dacă mai vreți să facem acest stil de clipuri, pentru că nu am mai făcut tutoriale de make-up și sunt super curioasă ce feedback primesc de la voi. Și totodată nu uitați că până data viitoare ne vedem pe social media. Găsiți toate linkurile mai jos pentru Instagram, Snapchat, Facebook, blog și așa mai departe. Nu uitați să-mi dați follow și vă doresc o zi frumoasă și machiaje reușite. Pa!